La capătul unui joc modest, Petrolul s-a impus în deplasare cu CFR Cluj, scor 1-0. Singurul gol al meciului a fost marcat de Teixeira din penalti în ultimul minut al primei reprize. A fost o gafă a fundașilor central Larie și Carp, care l-au scăpat pe Astafei, iar acesta a fost trântit în careu de mincă. Fără Teixeira schimbat din precauție, lupii s-au apărat eroic în actul secund și nu au mai emis pretenții în atac. Chiar și cu accidentarea lui Geraldo venită după cea a lui Dac, portarul Pesani a securizat succesul oaspeților. Eugen Trica a criticat dur la finalul partidei maniera de arbitraj. Acesta consideră că Liga 1 a ajuns să fie un adevărat circ. Asta pentru că nu e posibil ca un jucător să aibă un galben, să pună de două ori mâna pe minge, să fluier hands și să nu dai al doilea galben. Este ca și cum i-ar fi pus cineva mingea mâna lui Teixeira pentru a o arunca direct în poartă. Antrenorul CFR-ului susține chiar ipoteza unei șmecherii doar pentru ca lucrurile să fie împotriva echipei sale. Acesta spune că dacă acesta e fotbalul de la noi, atunci se vor conforma să ajungă și în Liga 2 dacă va trebui. Lupii sunt neînvinși de aproape un an în deplasare. În acest sezon au 7 succese și 4 remize externe. În urma acestei victorii, plăieștenii au 43 de puncte și își consolidează poziția a treia. Din partea cealaltă, ardelenii continuă să fie ultimii în Liga 1 cu 12 puncte. Doar TASul îi mai poate salva pe jucătorii lui Eugen Trică de retrogradare.